Iar veștile de la meteorologi adâncesc disperarea agricultorilor. Niciun strop de ploaie nu va cădea săptămâna aceasta. Temperaturile vor fi normale luni și marți, însă de miercuri un nou val de foc vine peste țara noastră. Asta în condițiile în care vestul Europei e mistuit de incendii din cauza caniculei. Ana Micu vine cu detalii. Bună dimineața, Ana! Bun găsit! Dacă acum ne bucurăm de două zile cu o vreme ceva mai plăcută din punct de vedere termic, adică temperaturile înregistrate nu vor depăși 31 de grade, începând de miercuri ne așteptăm ca acest val de caniculă să își facă din nou simțită prezența. Din păcate, atât pentru cei care locuiesc în oraș, cât și pentru cei din afara orașului, în special cei care au legătură cu sectorul agricol, adică fermierii sau agricultorii, nu sunt vești absolut deloc bune. În ceea ce privește orașele, aici temperaturile vor fi resimțite foarte puternic. Ne așteptăm ca începând de miercuri ele să depășească 31-32 de grade, urmând ca spre finalul săptămânii, undeva vineri, sâmbătă, să avem temperaturi de până la 35-36 de grade. Cu toate acestea, partea mai puțin plăcută este că în cadrul orașelor se vor forma acele cupole de foc, adică din cauza construcțiilor și a asfaltului, temperaturile se vor resimți cu câteva grade mai mult decât sunt ele de fapt. Totodată, în ceea ce privește disconfortul termic, acesta va fi unul accentuat, iar indicele de temperatură umezală va depăși din nou pragul critic. În continuare, în ceea ce privește partea exterioară a orașelor, mai precis localitățile, dar și zonele unde avem culturi agricole, aici veștile sunt din nou și mai puțin plăcute. Nu există șanse de ploaie, din păcate, în această săptămână. Rezervele de apă din sol deja sunt secate sau sunt la minimum. Și în ceea ce privește valul de caniculă, acesta va porni de undeva din vestul țării și va ajunge ușor-ușor pe parcursul acestei săptămâni către centru și sud. În ceea ce privește șansele ca agricultorii să vadă o remediere din punct de vedere meteorologic, acestea sunt, din păcate, minime. Se va adânci deficitul de apă, iar pe fondul acestor probleme, fermierii, bineînțeles, cer instaurarea stării de calamitate. Asta pentru că există zone în care culturile sunt distruse în proporție de 40-80%. Acest val, însă, nu vine doar deasupra României. Este, de fapt, un val ce a pornit din vestul Europei, acolo unde a făcut deja foarte multe pagube. Avem în Spania, de exemplu, mai multe incendii ce au pornit din cauza temperaturilor extreme și acolo undeva aproximativ 9.000 de hectare au fost devastate de incendii. În Franța și în Spania totodată se înregistrează temperaturi foarte mari. Aceste două țări au trecut deja prin coduri roșii de caniculă și foarte multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale sau și-au pierdut viața. Nici în Italia situația nu este mai bună, acolo unde sunt deja coduri roșii și unde tot la fel autoritățile iau măsuri împotriva căldurii extreme. Din păcate, specialiștii avertizează că aceste schimbări de temperatură, precum și aceste temperaturi extreme, vin pe fondul modificărilor climatice cauzate, bineînțeles, de poluare.